Bună seara și bine v-am regăsit! Este prima ediție din acest an a emisiunii Dor de Adevăr și sperăm să... și vă doresc din tot sufletul ca acest an să vă aducă numai bucurii, liniște sufletească și, de ce nu, belșug. În 2014 am avut evenimente și schimbări majore în plan politic, în plan social, în plan economic. 2015 a început furtunos, a început cu... chiar exploziv, aș putea spune, asistăm de câteva zile la un val de incidente tragice cu ce zbude Europa, teroriști care amenință libertatea de exprimare, în primul și în primul rând. În plan economic, una din puterile Europei, Elveția, ne dă o lovitură cruntă. Mulți din concetățenii noștri suferă în aceste zile de ridicarea bruscă a francului elvețian, o lovitură pe care o resimt aproximativ 130.000 de români care s-au încumetat să ia împrumuturi pentru a investi într-o casă, într-o afacere, în urmă cu niște ani. Au plecat de la o sumă, au ajuns la sume colosale pe care trebuie să le plătească și nu știm cum și ce deznodământ vor avea aceste efecte care, repet, vin dinspre Elveția. Oricum, nu vreau să facem scenarii, vom asista și vom discuta despre vremurile pe care le trăim, încercăm să ne păstrăm bunul simț, spiritul civic și responsabilitatea față de dumneavoastră, dragii noștri telespectatori. Am ca invitații în această seară și vom discuta în această emisiune despre toate aceste chestiuni și multe altele. Și bineînțeles vom discuta inclusiv despre teroriștii care... i-am avut și noi, sau cel puțin ne-au spus unii că avem, în decembrie 89, pentru că am invitat în această seară, încă o dată spun, pe domnul dr. Nae Constantinescu, domnul profesor dr. Nae Constantinescu, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Omul care a operat și a extras din trupurile celor răniți în decembrie 89 și nu numai, și în iunie 90, împreună cu o echipă întreagă, practic, de medici din București, domnia sa ne va spune și câți, și ne va spune probabil și câte gloanțe a extras și câți oameni a salvat, câte vieți a salvat în acea noapte și în zilele următoare. Alături de noi în această seară domnul scriitorul Pavel Coruț, omul care a scris 155 de cărți după Revoluție, după ce dreptul la exprimare ne l-am câștigat în decembrie 89. Domnul Coruț, bună seara, bine ați venit! Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, dragă domnule Mărieș, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, eu în spiritul dreptului la liberă gândire și liberă exprimare, am venit îmbrăcat în negru, în semn de doliu pentru jurnaliștii eroi din Franța. Nu am nimic deosebit în familie sau în apropiere, dar consider că în familia noastră europeană este zi de doliu. O să fac o precizare, domnul Pavel Coruț, decembrie 89, a fost șef birou contra informații, Direcția de Informații Armatei, așa că am putea să spunem de la ordin a plecat, sau din ordin a plecat glonțul spre victimă și domnul doctor a salvat ce a mai putut salva în acele zile tragice. Probabil că domnul Pavel Coruț, fiind din interiorul sistemului la momentul respectiv, în această seară ne va face unele destăinuiri și se vor spune unele adevăruri în această seară care nu s-au spus timp de 25 de ani. Domnul doctor, o să încep cu dumneavoastră. Cum este în acest început de an furtunos cu un nou președinte la București și cu lovitura de teroriștilor în întreaga Europa? Nu chestia asta mă îngândurează pe mine, ci faptul că sunt după 25 de ani și habar n-avem ce s-a întâmplat în decembrie 89 și continuăm să bâșbâim. Asta mă îndurează. De alții îmi pare rău, dar de poporul meu mi se rupe inima. Chestiunea pe care eu vreau să o ridic în fața dumneavoastră, stimați telespectatori, este că de 25 de ani asistăm la tot felul de discuții, în 2, în 3, în 4, în mai mulți, în care s-aduc probe. Să aduc probe, uite, ăla a tras, sau uite, ăla a fost împușcat, ăla i s-a rupt mădova spinării, ăla așa, ăla așa, ăla așa. Domnilor, este o chestiune, cum să spun eu,
care nu ar mai necesita discuție. Am probe, am făcut o anchetă, am instrumentat-o și trebuie să vină un act de justiție. Aici este toată problema României. Să oprește. Să aduc probe, eventual să instrumentează și când e vorba de act de justiție, stop! Domnilor, chestia asta că actul de justiție nu a funcționat cel puțin la București. Deci, a existat un proces Timișoara, a existat un proces Brașov, a existat un proces Sibiu, a existat un proces Cluj. Dar procesul București? Ce-i cu el? Păi unde s-au omorât cei mai mulți oameni? Păi nu la București? Păi de ce a fost escamotat? De ce a fost aruncat la coș? De ce dus pe după preș? Și nu s-a luat nicio măsură. Încă o dată, eu n-am venit aici ca să cer atârnarea de limba ălora care au tras cu cruzime. Nu. Am venit aici ca să spun că acei oameni trebuie să suporte actul de justiție. Lucru pe chiar care dacă, l-a cerut și domn președinte acum, nou da, ales. Chiar dacă acest act de justiție ar însemna doar... Uite, domnule, eu iară cu degetul. Ăștia au fost. Măcar ăsta să fie un act de justiție. Uite, domnule, ăștia au fost cei care au făcut ticăloșiile. Nemții, eu am vorbit cu pastorul Gau, cu mult timp înainte de a ajunge președinte al Germaniei, până în 92, a venit la Alianța Civică. Cum ați făcut dumneavoastră? Păi foarte simplu. I-am dus la Honecker și i-am spus, domnule, vrei să rămâi cu respirația păstrată? Dă-ne lista cu toți ofițerii de securitate. Oh, păi nu, asta este. Asta este, dă-ne lista cu toți cei care au fost în stazii. Serviciile de spionaj. Domnule, dă-ne lista, să vedem ce, cum și ce. E German. Și n-a avut ce face. Până că le-a dat lista. Acești oameni, de la Vlădică la Opinca, adică zic de la general și până la... De la comandantul așa, Wolf. Da? Acești oameni, li s-a dat șansa să trăiesc. Au fost făcuți agenți factori poștali. Ce tot v-a plăcut dumneavoastră să deschideți scrisori? Acum să vă mai dea cheful să mai deschideți scrisori, că le duceți la... Așa. Aveți o meserie? Nu muriți de foame? Dar sunteți scoși din zona deciziei. Aici este dorul de toată chestiunea. Scoși din zona deciziei. Măcar asta era un mijloc de asanare a României. Păi, ce-a făcut România? Ce-a făcut România în situația în care s-a tras în oameni neînarmați? Asta este situația. S-a tras în oameni neînarmați. Și în decembrie 89 s-a tras în oameni neînarmați. Și în iunie 90 s-a tras în oameni neînarmați și atunci la ultima mineriadă... 98-99. Da, s-a tras în oameni neînarmați. Și chestia asta, s-a tras în oameni neînarmați. Ce-a făcut? Păi, domnilor, în primul rând s-a încercat mințirea populației. 60.000 de morți, apă otrăvită, trupele se îndreaptă spre București, Bucureștiul este în și aer. Și s-a reușit manipularea. Veniți încoace să ne apărați, adică să ne apărați, să intrați în gura puștilor. Asta era să ne apărați, ca să măriți numărul morților. Domnilor, păi, dați-mi voie să vă spun. Eu sunt chirurg, domnilor. Eu am o formație care înseamnă așa. Examinez bolnavul, examinez probele paraclinice, iau o decizie, acționez și îl vindec. Asta este, că e boa de mont sau că e boa de tumore la creier, asta e procedeul, asta e metodologia. Păi, zic dumneavoastră, chiar nu știți metodologie? În 1992 am făcut o plângere
plângere. Eram, nu naiv, eram, da. Am făcut o plângere semnată de toți chirurgii Bucureștiului, șef de secție, profesori, medici primari, către procuratura militară. Dom'le, am operat cazuri de tentative de omucidere în decembrie 89, în iunie 90 și nu s-a găsit până acum niciun fel de urmare juridică, urmare juridică. Și vă rugăm să urmăriți efectuarea acestei anchete judiciare. O duc la procuratura militară, mi-o primește un băiat așa, îl chema Mugurel Florescu. Șeful secției parchetelor militare. Nu, n-am epitete în legătură cu acest individ. Îmi ia hârtia. Domnul doctor, a făcut un lucru extraordinar că ne-ați dat lucrul ăsta. Extraordinar. Avem acum o bază, o nu știu ce. Eu am zis, bă, zic, înseamnă că am fost inspirat. Februarie 92. Martie, aprilie, mai, iunie, iulie 92, pauză, nimic. Și atunci mă duc eu la procuratură. Mă primește un procuror. Poate că-l știți, unul Tănase, colonel. Domnul doctor, să știți că noi n-am stat. Iată, se duce la un safe, un fișet și scoate cererea mea. Și vedeți, rezoluție aici, rezoluție aici, rezoluție aici, rezoluție aici. Domnul colonel, nu mă interesează, domnule, rezoluțiile. Mă interesează ce ați făcut. Ce ați făcut, nu? Că în lipsa unei soluții judiciare înseamnă că aceste acte se pot repeta. Aici e problema. Neexistând soluție judiciară, deci hoțul, dacă vede că marfa nu-i păzită, va fura de nou. Ce să mai ne ascunde pe după dege? Păi, domnul doctor, știi că e greu. Domnule, zic, uite, eu spun o chestiune. În noaptea de 21-22, atunci când s-a spălat cu mare bucurie caldaremul din piața universității cu detergenți, să nu mai fie tehnică comunistă. 2 milioane de gloanțe trase. Totul să dispare. 2 milioane de gloanțe trase în acea noapte. Fii atent. O fată, fata fochistului nostru, stătea la o fereastră, pe latura spitalului Colț Adâncu spre piață și s-a uitat. S-a uitat și vedea. Și o ia în frunte. În frunte. Noapte. În frunte. Glonț în frunte, moarte pe loc. Păi, domnule, hai să fim serioși, domnule. Nu mai suntem copii. E clar că acea ființă a fost omorâtă, fiindcă funcționa ca martor, care vede totul și care trebuia să dispară. Păi, zic, domnul colonel, tu-ne măcar chestia asta. Nu știți cine avea arme cu infraroșu care să poată să vadă? Domnul doctor, știi că expertiza balistică nu e așa simplă, nu e așa cu tare. Eu care sunt rău de gură, de fapt ați constatat înainte de începe, că nu prea-ți dus la așa. Zic, domnul colonel, te rog să-mi spui care e momentul operator într-o peritonită apendiculară. Ce întrebare asta, domnul doctor? Eu sunt colonel magistrat. Păi, domnule, așa cum dumneata mă întrebă pe mine cum să faci o expertiză balistică, eu te întreb pe dumneata cum se indică peritonita apendiculară. Păi al cui Dumnezeu e domeniul ăsta al expertizei balistice decât al vostru, al procuratorului? Secției parchetelor militare. Ce faci dumneata, domnul Tănase? Și domnul Tănase, atunci, văzându-mă apucat, culmea, eram apucat atunci, uite că sunt apucat așa acum, se ridică, mă duce pe coridor, acolo la procuratorul militar, domnul doctor, domnule, am familie, am copii, da? Deci asta e problema. Deci asta este problema celor care ar trebui să ne apere. Ai noștri n-au avut familie, da, nu na. Au copii, n-au rămas orfani. Deci asta e problema. Deci oamenii să apărau fiecare pe fiecare. Grav.
sistemul. Extraordinar de gravă chestia asta. Și oamenii ăia erau plătiți ca să fie procuror militar, să facă cu tare, nu mai spun cuvinte că o să vă supărați pe mine. Domnule, stai o secundă. Și cu asta termin prima mea intervenție. Domnule, am zis așa. Deci am fost chemat de un băiat pe care îl apreciez foarte mult, care e reporter la Adevărul, zice: domnul doctor, uite, aș vrea să facem o emisiune săptămâna viitoare despre ce s-a întâmplat la Revoluție, că nu știu ce și nu știu cum. I-am spus: domnule, nu-l divulg acum, ca să... Nu, că n-am acceptul lui. Bă, băiete, nu apar decât dacă lângă mine e un magistrat. Dacă dumneata îmi chemi un magistrat lângă mine, eu apar și spun niște lucruri care s-au întâmplat și îl întrebăm pe magistrat: în ce se încadrează domnul magistrat? Noi n-am făcut dreptul. Dumneata ești om de drept. În ce se încadrează? Ce se poate aplica? Sau ce nu s-a aplicat aici? Doar așa apar. Fiindcă altfel mi se pare rușinos, jignitor pentru cei care au murit, ca noi să strângem probe și probele să rămână În sertare. Rușinos. Numai departe de astăzi am fost la CSM, am avut o întâlnire cu domnul nou președinte al CSM-ului și cu vicepreședintele și i-am rugat din nou să se aplece, să vadă cum găsesc o soluție pentru aceste dosare să se urnească, pentru că ele stau de vreo 7 ani, așa cum bine știți, după eliminarea domnului general Dan Voinea. Îmi cer scuze, domnul general Dan Voinea trebuia să fie în această emisiune, din păcate, datorită unui traseu foarte aglomerat, vine de undeva de la 400-500 de kilometri din provincie și nu știu dacă va ajunge sau nu la emisiune. Dacă ajunge în partea a doua, va intra și domnia sa. Domnul doctor, dumneavoastră ați spus povestea, pe scurt să spună, zile de 21 decembrie, ce s-a întâmplat noaptea, cum s-a tras, ați dat un exemplu de o tânără care a fost ucisă. Dorule, eu n-am dat exemplu unei tinere. Eu am dat exemplu unei incapacități judiciare de a funcționa în România. Știi de ce spun chestia asta? Problema mare a României este lipsa ei de credibilitate prin absența actului de justiție față de evenimente din decembrie 89. Dacă noi nu pricepem chestia asta, înseamnă că degeaba facem toate discuțiile. Vă mulțumesc că faceți această precizare, pentru că vine din partea unui om cu experiență. Dumneavoastră ați fost și consilier al președintelui Constantinescu într-un anumit moment și are o greutate, telespectatorii noștri vor înțelege ceea ce spuneți. Haideți să vedem din cealaltă parte. Domnul Pavel Coruț, dumneavoastră ca ofițer în momentul 21 decembrie, ce ne puteți spune, cum s-a acționat, cum s-a ajuns la meeting-ul din 21 decembrie, dacă știți mai multe, la tragedia de la Timișoara, adică cum a început la Iași, la Timișoara, veniți cronologic. Deci trebuie să precizez câte ceva. Niciun ofițer nu seamănă cu celălalt. Eu sunt fiu de deținut politic, după cum bine știi, cu act de regulă. Tatăl meu a fost eroav, aviator pe frontul de Est și a făcut un an 6 luni de lager. A fost după aia anchetat de securitate și după 1964, după dezgheț, eu am putut să urmez liceul militar, fără intenție de a lucra în informativ. Am devenit ofițer de marină, mi-am făcut meseria ca ofițer de marină, vânător de submarine. Am fost selecționat pentru munca de contrainformații pe baza faptului că aveam rezultate foarte bune la învățătură și că posedam deja limba engleză la nivel mediu. Încet, încet, am avansat până în funcția de șef birou, o prima funcție care, și ultima, de fapt, pe care am avut-o eu. Era șef de birou, șef serviciu, șef direcție și așa mai departe. O funcție măruntă cu 5 subordonați. Cum am ajuns? Am ajuns ofițer de relații externe a Armatei Române, translator de limbă engleză al generalilor și timp de 5 ani asta am făcut. Am mediat relațiile dintre diplomații străini și generalii români la activități din ambasadă sau din afara ambasadei. În special pe relația cu Occidentul. În special pe relația cu Occidentul, unde am dezvoltat relații de prietenie foarte bune și unde, pe cinstite, s-au și organizat niște vizite
Ultima vizită a ministrului apărării, ministrul Forțelor Armate din Statele Unite, a fost la CCA, eu am fost translatorul doamnei ministru și capitan rangul întâi pădurariu, Dumnezeu să-l odihnească, al domnului ministru. Deci asta era meseria noastră. Am fost avansat ca șef al biroului de contraspionaj, birou care avea ca sarcină asigurarea contrainformativă a activităților ofițerilor de informații, care înseamnă ofițeri care culege informații militare în teritoriul național, în teritoriul străin, existau alte organe. Deci noi răspundeam de verificarea, selecționarea, promovarea, propunerilor, că noi nu puteam avansa pe nimeni, promovarea propunerilor de avansare în funcții de atașați militari, atașați adjuncți, atașați aeronaval, ofițeri cu misiuni speciale în străinătate. Deci asta era situația din punct de vedere profesional, din punct de vedere politic. Din punct de vedere politic, eu eram urmărit pentru manifestări ostile la adresa conducerii de partid și de stat, lucru probat și scris inclusiv în arhive, inclusiv în Vocea Americii. A fost o emisiune pe tema asta. Nu am avut manifestări ostile, propriu zise. Eu nu am fost de acord cu cultul personalității, nu am fost de acord, la fel ca orice om, cu înrăirea situației populației, respectiv alimente și frig, și comentam în stil cum comentau toți ofițerii, nu numai unul. Domnule, nu se mai poate așa. Urmașii dacii și romii se omoară la coada la salam. Nu se poate așa. Cineva trebuie să ia o măsură. Deci, în armată exista un curent destul de mare, începând de la nivele destul de ridicate, care pregătea schimbarea dictaturii ceaușiste. Vi se pare ciudat. Vă voi spune pentru prima dată la un post de televiziune un secret. După 25 de ani, cred că nu mai avem contracte cu nimeni, putem să... Nu mai avem. Ceea ce rămâne secret, rămâne secret. A fost vreun contract? A existat, știți, așa ceva în rândurile structurilor militarizate la momentul respectiv? S-a impus ofițerilor să semneze că s-a vehiculat un contract 25 de ani, n-aveți voie să vorbiți de evenimentele de acum. Nu. Nu am avut asemenea contract, am avut contractul, jurământul de a nu deconspira secretele care interesează siguranța națională. Dumneavoastră a scris niște cărți legate de întâlnirile la Malta. Cărțile respective le-am scris pentru a face ceea ce domnul doctor a spus că trebuia făcut. Tocmai de-aia m-am bucurat că l-am cunoscut aici pe domnul doctor. S-au întâmplat evenimentele din 89. Dacă va fi nevoie, voi spune ce au făcut cu noi. După 1989, eu am trecut în rezervă. Am fost solicitat să rămân în armată. N-am vrut să rămân în armată. Am fost solicitat să rămân în munca informativă, în securitate. Nu am vrut să rămân nici în securitate. Am lucrat un scurt timp la organizarea UME215, pentru că se punea problema unui serviciu acoperit în Basarabia pentru eliberarea Basarabiei. Și, într-adevăr, în serviciul 8 au fost ofițeri care au lucrat în Basarabia. La riscul vieții am lucrat, pentru că nimeni nu ne recunoștea, eram de plin acoperiți, nimeni nu recunoștea că am fi ofițeri armate române. Dacă ne prindea, ne omora și ne împușca sau ne ducea în Siberia. Era riscul nostru. Intenție de unire imediat după? Nu, aveam ca sarcini pregătirea, pentru că unirea imediată era foarte grea. Nu uitați că o treime din populație erau minoritare, erau ucraineni 600.000, ruși 500.000, găgăuzi și mulți alții. În afară de români și de evrei, ceilalți nu voiau unirea. Nu mai spun că între moldoveni existau oameni cu afaceri în Rusia și care de asemenea nu voiau unirea. Ei, și atunci, văzând că despre decembrie 89 nu se vorbește... Această activitate, scuzați-mă, această activitate a durat cât? A durat 6 luni, cât am organizat serviciul, am trecut în rezervă și am început să scriu, deoarece domnul Ion Cristoiu m-a depistat ca un om cu talent literar. Asta înseamnă că imediat după evenimentele din iunie 90 ați demisionat?
Am demisionat în 1990, în luna iunie, am depus hârtia și pe 15 decembrie 90 mi-a venit trecerea în rezervă fără drept de pensie. De aceea eu am pensie mică, majorată. De asta, amendată, cum se spune. Însă, atunci se scria mult și atunci a spus, hai, că de la DIA nu știm nimic ce se întâmplă la DIA. DIA este Direcția Informației Armate sau Direcția Informației Armate sau Major. Să scrie cineva ce e acolo. Și am spus, domnule, eu n-am voie să scriu. Domnul Cristoiu de înființase atunci ziarul Express? Express. Magazin sau Express? Express Magazin. Da. La Express Magazin m-a luat ca ziarist. Am scris și am scris acolo, după care m-am apucat și am scris sub formă de broșurile, câte ceva. În această broșură, eu am luat interviu generalului Gușă de la un capăt la altul. Generalul Gușă îl cunoșteam de când eram șeful biroului contrainformație, știam că e un om muncitor și cinstit. Am o rugăminte. Spuneți-ne cum ați perceput ziua de 21, unde erați și... Ziua de 21... A fost seara de 21, ce ordine s-au primit, ce ordine s-au dat, dacă erați... Ziua de 17 decembrie a fost ziua de alarmă de luptă. Deci în 17 decembrie se declanșară... Alarmă de luptă în armată. Radu cel Frumos. Noi eram subordonați armatei. Ne-am prezentat la armată. Am primit armament, pistol de la armată, fiecare pistol 6 gloanțe, că noi nu purtam armament. Noi lucram informativ. Și am așteptat ordine. Ulterior, armamentul nostru a fost retras, cum bine scrie domnul amiral Ștefan Dinu, odihnească-se și dânsul în pace. Ceiștii au predat armamentul și restul au păstrat armamentul. Deci noi nu eram oameni de încredere, până atunci eram. Deci singura structură din rândurile armatei care au fost dezarmate, să spun așa, a fost ceiștii. 22 decembrie a fost ceiști. Ceiști. Până în 22 ați avut armă, după 22... Până pe 22 la prânz. Considerați ca ce? De ce ați spus dezarmate? Ceiștii aveau subordonare la Departamentul Securității Statului prin Direcția a 4-a de Contrainformație Militare și relații de colaborare cu armata. Vă considera legați și de unii și de alții. Noi am avut o situație foarte ciudată și acum sunt sigur că o serie de ofițeri de securitate mă înjură că zice, bă, ăsta e cu armata și o serie de ofițeri de armată zice, bă, ăsta e cu securitatea. Eu nu sunt nici cu armata, nici cu securitatea, eu sunt așa cum a învățat tata, sunt cu neamul românesc. Mult puțin cât este, aici a luptat și bunicul, a fost cercetaș, străbunicul a fost cavaler sucevean, aici a fost tata aviator erou, aici am fost și eu ofițer modest cum am fost. Ei, ce am făcut? Văzând că nu mi se primesc reclamațiile cu privire la ce se întâmplase cu adevărat. La Timișoara? Nu la Timișoara, la București știam. Nu știam la Timișoara decât puțin. Să ne întoarcem la 17. A spus să declanșeze Radu cel Frumos. În momentul acela la Timișoara a plecat un singur ofițer din Direcția Informației, Maiorul Pleșan Dumitru, cercetaș, să se informeze la fața locului și să se raporteze. Nu avea armament, nu avea muniție, nu era pregătit pentru teroare. Era pregătit pentru culegere de informații. Ei... Tot ce au cules ofițerii de informații din birou acela, R, condus de colonelul Babei Zaharia, mai era Păstrăvanu, mai era Brobunea, mai erau și alții, s-a adunat și s-a aflat ce se întâmplă. În momentul în care s-a aflat ce se întâmplă, normal că eu fiind lucrat, ținut, atenție că eu am cerut să trec în rezervă, dar nu mi s-a aprobat, trebuia să fiu ținut sub o lupă. Că un ofițer liber ca mine, ajungând muncitor forestier sau muncitor minier, putea într-o noapte să treacă frontiera, cum au trecut atâția. Ca atare am fost ținut în aceeași poziție, mi s-a dat același salariu, m-au bubuit foarte tare pe toate părți. Mă gândeam cum să fac eu să dezvălui tot ce adunasem. M-am prezentat la comisie senatorială condusă de domnul Gabrielescu, pentru care aveam încredere și stimă. Ea îmi punea stimă prin felul de a fi. Și am spus, am depus un raport scris. Și dânsul, în tinerețe, a fost ofițer al armatei, nu? Din câte am fost ofițer.
A fost ofițer la urmă, da? Domnul Gabrielescu, primul președinte al comisiei sau singurul președinte al comisiei senatoriale? Domnule senator, dumneavoastră trebuie ce face aceste comisii, eu vreau să depun acest raport al meu, în care eu spun exact tot ce s-a întâmplat, cât știu eu din zona mea de activitate, cât am curățat o informație eu, personal și subordonații mei. Și depune. N-am fost chemat să-l discutăm. Ce-am spus, partea secretă, ultra-secretă, vin și vă spun în fața comisiei întregi să se coroboreze cu celelalte informații. N-am fost chemat. Și atunci generalul Gușă mi-a dat un interviu pe care l-am aici, în care spune foarte clar, printre altele, că a fost forțat să ceară ajutor sovietic și a refuzat. Mai mult a vorbit cu Moisev Mihail, șeful statului major al armatei sovietice, și a spus să nu intre nimeni, că murim pe brazdă. Am ajuns în, după 22 decembrie. Aș vrea moment. Să nu sărim 17 și 21. Nu sar, dar v-am spus, de pe 17 până pe 21, eu, fiind urmărit informativ pentru manifestări ostile, eram ținut în birou, la muncă de birou, fără să știu ce se întâmplă. Ați mai plecat acasă din 17 până în 22? Nu, n-am mai plecat acasă până în ianuarie. Ați fost consemnați? Am fost consemnați acolo. Ni s-a spus foarte clar că pe noi nu ne arestează cum s-a arestat în altă parte, ci predăm armamentul, stăm în birouri, să nu cumva să ieșim din unitate, că vom fi arestați de alții. Puțin, dar pe 17, 18, 19, de ce să vă aresteze? Nu, numai eu eram urmărit informativ și ca atare mi se dădeau sarcini care presupuneau să nu mă deplasez din birou. Conduceam din birou cu cele trei telefoane, cu subordonații și alte. Ei, am depus acest raport. Aici este foarte important. Acest raport dezvolta foarte clar ce s-a întâmplat începând din 17 până pe 22 și 23. Deci, am în fața mea, dragi telespectatori, dumneavoastră aveți posibilitatea să ascultați în această seară doi oameni care, unul pe o parte, om de arme, a spune, da, de informații mai precis, celălalt un om care om de bisturiu, avea om de bisturiu. De bisturiu, exact. Fiecare, după evenimente, s-a dus unul la parchetul general, dar erau două căi prin care se încerca aflarea adevărului. Pe de o parte, plângerile depuse la parchetul militar pentru a se studia și a se da o soluție, da? Adică se trimite dosarele în instanță, ca să așteptăm de 25 de ani. Iar cealaltă variantă comisia era senatorială. Comisia senatorială pentru aflarea adevărului din decembrie 89, parcă așa se numea. Mie mi s-a părut mult mai importantă. Unde și aveau acces... Aveau oricine acces. Și eu am fost chemat la Gabrielescu. Da, deci amândoi v-ați dus să vă plângeți? Sau să eu m-am dus de bunăvoie, nu mă chema nimeni. Duceți probe pentru a se afla adevărul. Ei, în comisia care m-a ascultat a fost domnul Gabrielescu, v-am spus, un om de o ținută morală deosebită, a fost domnul Sergiu Nicolaescu, domnul Vidoviș Plătică, domnul Ioan Pop de la Vidoviș PRM. Vidoviș Plătică, din punctul meu de vedere, e un terorist în decembrie 89. Nu știu, nu pot califica activitatea dânsului. Din probele care era senator atunci și m-a judecat. Din probele care el a fost ofițer de armată în decembrie 81. Da, știu. Era ofițer al armatei române și nu știu cât legătură a avut cu partea de sovietică. Peste, da, sovietică, dar cu certitudine acțiunile lui de la Galați sunt încadrate de către procurori și nu a mai fost senatorul David de la PSD corectă. Și un colonel de la armată care mi-a spus: domnul Coruț, nu lăsați aceste documente aici. Și nici această casetă de trei un ore... Un senator? Nu senator. Secretarul comisiei era ofițer MN. Pentru că vor dispărea. Și am spus, dacă dispar, nu-i nicio problemă, le scriu din nou. M-am dus la generalul Gușă, unde am obținut acest interviu, scris la mașină și corectat peste tot, de mâna dânsului. Este original? Este originalul. Este și semnătura dânsului: dragă Pavele, în grab am grăbit, nu știu ce, succes și Dumnezeu să ne ajute. Dat înainte cu cât timp de a pleca dintre noi, domnul Guș? Dat înainte cu un an. Păi deci, asta s-a întâmplat în iulie 93. A luat această carte în care eu am publicat interviul integral. Și am spus, domnule, să-l afle toată lumea ca să nu mai poată să se ascundă.
a luat această carte și a mers la Comisia Senatorială și a pus pe masa fiecăruia și a spus: acest interviu este dat de mine, nu este inventat de Pavel Coruț. La un moment dat, domnul Iliescu i-a reproșat că se lasă manipulat de un jurnalist. Și a spus: Pavel Coruț mi-a fost subordonat. Eu l-am chemat. Știa Ion Iliescu că ați fost ofițer de contrainformații? Ba, știa foarte bine. Eu l-am chemat pe dânsul să-i dau acel interviu. Nu m-a lămurit pe mine Coruț să dau interviu. Deci vreți să spuneți că între Gușe și Iliescu au fost o divergență încă din... Și este și acum. Nu mai este, din păcate, pentru că nu este mai... Este și acum, da? Pentru că adevărul încă n-a ieșit la suprafață. Nu, mă refer, generalul Gușe nu mai este. Eu mă bucur că a apărut un președinte în care am încredere desăvârșită, domnul Klaus Iohannis, eu am încredere, nu știu de ce, inima îmi spune, și că mă voi putea adresa și că în sfârșit voi putea depune originalul. Eu zic să nu faceți greșeală, originalele se păstrează întotdeauna și nu are de ce să primească. Încă ceva, la publicarea acestui original, domnul Vladimir Tismăneanu a vorbit la Vocea Americii: iată un ofițer de securitate dizident. Toată lumea mă fericita, a vorbit Tismăneanu de tine, a vorbit nu știu ce, și nu știu despre ce e vorba, fraților. Tismăneanu nu a prea iertat și nu prea a avut o atitudine destul de tranșantă, anticomunistă, după decembrie 89. Deci v-a lăudat... Domnule, a lăudat faptul că m-am zbătut să scot la iveală că persoanele care v-au smuls revoluția din mână, că ați avut-o în mână, dumneavoastră ați făcut revoluția, domnul Măriaș. Dacă nu ieșea populația în stradă, putea să fie toată armata în stradă. Nu ieșea revoluția. Bun. Am ajuns cumva... V-a smuls revoluția și o țineau pentru ei. Am ajuns cumva în momentul 22 decembrie. Stai o secundă. Nu lăsa lucrurile în coadă. Trebuie de să le clarificăm. Nu le lăsa în coadă de pește. Nu le lăsăm în coadă, vă rog. Deci l-a întrebat pe domnul Pavel Coruț ce s-a întâmplat de acolo de unde era domnia sa, că doar n-avea ochelari pe ochi, ochelari negri. Ce s-a întâmplat în armată? În armată s-a întâmplat următoarele evenimente. Asta ne interesează pe noi. Începând cu data de 17. Ai pus întrebarea. 22, corect. Da. Vă spun cronologic și în viteză ca să putem spune cât mai mult, da? Vă rog. Pe data de 17, alarmă de luptă, s-a înarmat fiecare și a luat postul de luptă. Adică fiecare, cercetașii la locul lor, atașații militari la locul lor, secretarii la locul lor și așa mai departe. Și trupele? DIA nu avea trupe asigurate contrainformativ de mine, însă avea un batalion de... Batalionul 404 cercetare prin parașutare la Buzău, care era în subordinea lor, asigura contrainformativ de la locotenentul major Florescu de la Comandamentul Aviației Militare. Asta nu înseamnă că nu țineam și eu la ei și nu treceam și eu pe la ei, dar nu era arondat mie, era arondat Aviației Militare. Adică generalul rus? El era șeful aviației. Zărnescu a fost. La Revoluție? Parcă Zărnescu, rus s-a ridicat la Revoluție. La Revoluție, deci a preluat conducerea la... Generalul Zărnescu, eu pe generalul Zărnescu știu, pe generalul rus nu știu. Eu am fost tradus pentru generalul Zărnescu, dar n-am tradus pentru generalul rus. Nu știu cine e. Permisiunea dumneavoastră, armata, în aceste condiții, dumneavoastră a spus din punctul de vedere al... cum s-a comportat. Dar trupa, un armata. Un moment. Trupa... Ce prevedea acest Radu cel Frumos? Păi vreau... Am o cronologie foarte clară. Da. În același timp, rețeaua IR de partizani a fost contactată. Ce înseamnă această rețea IR de partizani? Rețeaua IR de partizani a fost secret până în momentul în care domnul amiral Dinu a vorbit despre ea. Pentru cauză națională, respectiv pentru situația că întregul teritoriu românesc ar fi fost cucerit, pentru că se punea și problema unei încercuiri, că într-o parte erau unguri, într-o parte erau rușii, pe teritoriul național exista o rețea de partizani instruită și condusă din direcția informației de către colonelul Babei Zaharie, prin ofițerii săi, rezidenții. Adică l-au avut pe Păstrăvanu Vasile pentru Ardeal, Dumitru ăsta Leșan pe la Timișoara,
Brobonea Ieremia și așa mai departe. Nu era vorba de o rețea foarte mare, ca să zici că e de dimensiunea securității. Era vorba de câteva sute de oameni care, în caz de război, rămâneau în teritoriu ocupat și începeau războiul de partizani. Okay. O chestie patriotică, după părerea mea. Ok, în regulă. Problema este următoarea. Acest Radu cel Frumos, încă o dată, întreb, ce prevedea acest ordin pentru armată? Prevedea apărarea granițelor în caz de invazie externă? Da. Prevedea. Și atunci ce a căutat armata română în Timișoara să tragă? Un moment. Prevedea pregătirea pentru respingerea unei agresiuni externe, pentru că agresiunea internă nu exista. Agresiunea externă a fost declanșată, nu știu dacă voit sau involuntar, odată cu scrisoarea atașatului militar Manea de la Belgrad. Atașatul militar Manea de la Belgrad a trimis o scrisoare că o sursă sa, de-a sa, din rândul diplomaților vestici, mai precis, probabil că era americanul, că americanii ne simpatizau și ne dădeau multe informații să rezistăm presiunii sovietice, l-a anunțat că ungurii se pregătesc de o invazie, sens în care au mișcat trupele de la granița austriacă la granița românească. Lucru care a fost confirmat de atașatul militar Todericiu Ion, colonel Todericiu Ion, din Ungaria. Da, într-adevăr, trupele se mișcă către frontiera românească. Să nu uităm ceva, nu erau trupe ungare. Erau trupe ruso-ungare, pentru că Rusia avea era încă stăpân acolo. Doar în România nu era. Și acum doar să vă spun ceea ce n-am spus nimănui, dar acum se poate spune, se poate conspira. În primăvara anului 1989, s-a încălcat pentru prima dată ordinul de a se interzice aplicații în cadrul tratatului de la Varșovia cu trupe pe teritoriul românesc. În primăvara acelui an, Direcția Informației Armate Române cu Direcția Informației Armate Maghiare au făcut trupe cu aplicații cu trupe pe teritoriul județului Bihor. Transportatoarele erau românești, iar stațiile de cercetare de pe ele erau ungurești. Motivul era colaborarea. Mi-a fost trimis documentul să ia măsuri de asigurare contrainformativă a acestei activități. Aceste activitate. Așa am aflat eu de el. Da. Și am spus, nu văd aprobarea Comandantului Suprem. Că numai Comandantul Suprem, conform legii, are dreptul să aprobe trupe străine pe teritoriul românesc. Șeful meu zice, există aprobarea, pe răspunderea mea, pe cuvântul meu, semnează. Mm? Am desemnat un ofițer să meargă el personal la aplicație. Era vorba de majorul Sobolu Florea, un băiat foarte bun, împreună cu mai mulți agenți de încredere și să supravegheze această activitate. Am cerut însă insistent să văd semnătura Comandantului Suprem pe hârtia aceea de aplicație. Aplicația s-a desfășurat fără niciun fel de greșeli dintr-o parte sau alta, însă populația din Bihor a văzut pentru prima dată trupe maghiare pe teritoriul Bihorului. Aceasta pentru mine a rămas o enigmă și nu aveam nici cum să o verific, pentru că au pornit în șir să se rostogorească eșaloanele. De ce? A venit vara, o delegație românească a plecat, militară românească a plecat la lacul Balaton să odihnească. Cu domnul Stănculescu în frunte? Cu Stănculescu în frunte. Cu domnul El Stănculescu în frunte. El s-a întâlnit acolo cu ministrul apărării al... Carpati. Da, cu Carpati. Cu domnul Carpati. Dar nu numai cu Carpati. O lovitură în... După unele păreri, s-a întâlnit și cu un anumit agent al serviciilor de informații sovietice. Nu am informații exacte, deși am avut ofițer de informații din Direcția Informației în acea delegație, pe colonelul Ioniță Vasile, nu au observat. Normal că în timp ce te distrezi, te plimbi pe lac, în noți, stai la soare, la plajă, nu observi că s-a întâlnit unul și a băut rapid o palincă și au schimbat două cuvinte, că așa se face în spionaj, rapid se schimbă informația. Singurul care ar putea să ne dea răspuns dacă într-adevăr s-a întâlnit cu sovietici și au pus ceva la cale este domnul general
Stănculescu. Și după câte știu, eu au confirmat. Stănculescu nu mai este general, este soldat. Deci domnul Stănculescu, indiferent că e soldat sau general, după câte știu, eu parcă a confirmat. Bun. Începem din acest moment să împărțim armata în două, adică o parte care se ocupă de granițe și pe care... est și pe, mă rog, da? Să zicem, și nord. Și o parte care pregătește o debarcare a lui Ceaușescu prin lovitură de stat. Care e acea parte? Acea parte este partea lui Stănculescu. Păi bun, și de ce nu l-a debarcat? De ce pentru s-a dus Stănculescu avea, la Timișoara? Nu avea puterea. Stănculescu era șeful spațiului logistic. Deci era locțiitor al Ministrului Apărării Naționale pentru înzestrare. N-avea trupe. Bun. Trupele erau conduse de șeful marelui stat-major, generalul Gușă, foarte bun prieten cu generalul Milea, amândoi tanchiști, amândoi colegi de promoție, oameni de încredere. Vreau să înțeleg un lucru și mă adresez la domnul doctor ca om de bisturiu, cum zice dânsul. Cum ați văzut sau cum vedeți dumneavoastră? Deci armata română în decembrie 89 și primește o misiune de luptă, da? Radu cel Frumos. Ea prevede, în caz de invazie externă, apărăm granițele. Ce caută armata în Timișoara, în București, în Sibiu, în Cluj și în alte localități ca să tragă în populații? Aici este întrebarea. Pregătim lovituri, ne înțelegem cu ungurii, dar de ce în orașe și domnul, de ce trage? Domnul Covescu, cum îl cheamă pe cel care a fost șeful armatei a patra la Cluj? Generalul? Generalul, ultimul comandant a fost, da? Stefan Gușă. Nu. În locul, nu, la, în locul la armata a patra la Cluj. În locul lui Chip. Nu. La armata patra la Cluj a fost unul cu B, cu V, cu C. Cu C. Nu. Cel care a fost la Cluj, care a condus... Nu aveam conexiuni cu armata propriu-zisă. În 89? În 89. Direcția informației era izolată și ascunsă cumva. Bădoi? Bădulescu? Niciun Bădoi. Cu Ianu, la sfârșit, Bistricianu, Bileanu, Ne poate spune cineva, rog, pe colonelul Turcu, dacă știe, să ne dăm un telefon. Ne aducem aminte în pauză? Ne aducem aminte în pauză și ne luăm discuția de aici. Stai, fii atent. Fii atent de ce ridic problema asta. Vă rog. Poate că cu timpul, toată, pac, îmi vine și ideea. Eu sunt fiul de militar. Tatăl meu a fost comandantul Spitalului Militar Regina Elisabeta din București. Și am fost crescut într-o disciplină militară pentru care îi mulțumesc extrem de mult tatălui meu. Ar fi bine dacă multă lume în România, mulți copii ar fi crescuți în disciplină militară. Are. Și eu m-am dus, cred că era exact ziua Slovaciei. Și acolo am dat de acest om, general cu 3 stele, deci comandantul armatei de la Cluj. La Cluj era armata a patra? A patra. A patra deci era. Comandantul armatei a patra la Cluj. Și a zis, domnul general, domnule, există un principiu de bază în armată. Ordinul se execută, nu se discută. Care este fundamental pentru disciplina în deplinire unei misiuni. De la ce nivel? De sus în jos se poate schimba un ordin. Nu, evident. La regiment funcționează, la batalion funcționează, la regiment funcționează, la divizie funcționează, dar de la ce nivel în sus cineva ar putea să schimbe ordinul? Păi, domnul doctor, știi, e greu așa să fiu prea mecanic. Domnule, mie spune conform cutumelor militare, conform... Bun. De exemplu, dumneavoastră ca comandant de armată, aveați dreptul să vă opuneți unui ordin? Toplicianu. Păi văzut, bă, că vine imediat, deodată vine. Puteți să schimbați? Dom'le, puteam să schimbăm, dar cine îndrăznea? Da, pentru că era o prevedere, domnule doctor, dacă îmi permite, ordinul vădit ilegal nu se execută. Da. Era o prevedere. Era un ordin vădit de egal să tragi în populația Clujului, a Timișoarei. Vădit ilegal. Deci,
Deci, păi atunci înseamnă că nici ăla de la batalion, de la pluton, putea să zică că e vădit ilegal, nu le execut. Și ăla putea? Chema juristul, nu uitați că în armată existau juriști, da. Chema juristul, spunea domnule... Bun, eu vorbesc de generalul Toplițean. Domnul general, putea să opriți masacru din piața din... Cluj. Domnule, da, pune-te în situația mea. Cine îndrăznea, domnule, pe timpul ăla să opună? Domnul general, dumneavoastră, n-ați constatat că elementele care făceau conținutul ordinului și care spuneau atac în partea forțelor străine, atac la suveranitatea României, atac la independența României, că așa era totul. Nu era. Nu ți-ai dat seama că nu e real, că e... Da. Deci asta este o chestiune care va rămâne o pată pe armata română. Mai ales că la Cluj nici măcar cei revoluționari n-au atacat unitatea militară, n-au atacat județeană, da, ecuartii, s-a petrecut unii, în centru Clujului. În centru, da. S-a mers în genunchi, da. S-a rugat, da. S-a da. Bineînțeles. Deci au tras într-o zonă în care practic ei nu... Bineînțeles. Dar, în afară de manifestarea anticomunistă, nu... Elementele din armata română care au tras nu caracterizează întreaga armată română și ar fi bine să nu, în momentele acestea grele în care avem nevoie de armată, să nu spunem că armata e pătată. Elementele respective trebuie scoase și pedepsite. Eu trebuie să recunosc că de vreo 25 de ani acuz armata pentru că a tras în decembrie 89 și nu s-a aflat adevărul. În această seară poate că reușim să scoatem un picuț din acest bloc întreg. Eu vreau să vă spun o treabă. Deci vreau să rețineți că eu sunt de acord cu domnul Coruț. Deci numai dacă ai fi tâmpit, ți-ai blama propria ta armată, fiindcă armata e de fapt cea care te apără. Numai dacă ai fi tâmpit. Numai că armata e pusă ca să te apere la granițe. Corect. Ăsta este rostul unei armate. Armata nu este făcută ca să te apere la colțul străzii de... Dacă îmi permite, domnule doctor... Da. În codul justiției militare, după care a fost instituită dumneavoastră, spunea că armata ne apără împotriva inamicilor din exterior, da, și a insurgenților din interior. Așa scria codul. Deci eu nu știu. Deci eu nu știu chestia asta cu insurgenții din interior. Se punea problema atunci că știți pe cine, domnul Gros, pe cine insurgenții ăștia din interior revoluționari, pe cine atunci se punea problema că noi făcusem România mare, da? Și că o bună parte din fuști ofițeri. Vorbiți între războaie. Deci, între războaie. Da. O bună parte dintre ofițeri erau străini, domnule, da, erau austrieci, erau nemți, erau unguri, erau... Am înțeles. Dar domnul, decembrie 89, insurgenții ăștia nu... În decembrie 89 era populația... Nu atacau suveranitatea și integritatea statului. Domnul Coruț, copil de 17 ani, insurgentul în care s-a tras câinește... Hai să fim serioși. Dar eu n-am spus că a fost insurgență în 99. Nu, nu că s-a lămurit, s-a referit între cele două războaie. S-ar putea ca treaba asta să fie fost în capul vunuia și să fie zis, domnule, au fost insurgență, am tras. Dar eu vreau să vă prezint o problemă. Deci, cât se poate de scurt că intrăm în pauză? Intrăm în pauză. Da. Perfect. Dar nu înainte de a lămuri cu insurgenții. Deci s-a referit la... Gata, pauză. Deci domnul doctor, cu apendicele sau adausul ăsta a mai funcționat și în codul domnul profesor. Codul comunist, nu? Aha. Aha. Acolo asta a fost numai în perioada interbelică. Acolo era România este apărată. Cu tot respectul. Pauză. Da.